Bună seara, prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Noi de aici, din studiul Producers Media, vă salutăm și vă mulțumim că ați ales și de data aceasta să petreceți următoarele minute cu noi. În seara aceasta venim cu un nou invitat, un prieten al nostru, o, o prezență, să spunem, destul de vizibilă în emisiunile noastre și vreau să spun un bun revenit prietenului nostru, domnul doctoran Sorin Trifa, preot misionar în cadrul Bisericii Luterane Confesionale Sinodul Mizurii. Sorin, bine revenit! Cătălin, mulțumesc pentru invitație, bine te-am găsit! Pentru că este prima emisiune pe anul acesta împreună cu tine, spun și eu la mulți ani, multă binecuvântare și mult har în lucrarea pe care Dumnezeu ți-a credințat-o acolo unde El te-a așezat. Știu că lucrarea ta este atât de răspândită aici în București, în Brașov și oriunde te mai duce să spunem, chemarea aceasta Domnului, în țară în sănătate, Dumnezeu să-ți dea toată puterea, sănătatea și tot ce ai nevoie ca să poți duce Evanghelia, într-adevăr, până la marginea Pământului. Mulțumesc mult, Cătălin, la mulți ani și voi și mult succes în anul 2022. vă, Domnului, așa să ne ajute Dumnezeu. Sorin, am rămas dator cu o emisiune legată de Biserica Luterana. Vreau să spun ceea ce am spus și data trecută, că împreună cu tine am reușit să facem foarte multe emisiuni. Aș spune că un număr impresionant de emisiuni și am apreciat întotdeauna deschiderea ta și mai ales promptitudinea cu care ai răspuns afirmativ atunci când te-am invitat să vii să discutăm despre diverse subiecte, dar am spus la finalul anului că ar fi timpul totuși să intrăm puțin mai în detaliu în ceea ce înseamnă, să spunem, credința Bisericii Luterane. Mereu menționez că tu ești preot misionar în cadrul Bisericii Luterane, confesionale luterane, că faci o lucrare minunată, dar hai să vedem totuși ce reprezintă, care sunt credințele, care sunt specificul, care este specificul Bisericii Luterane. Hai să vedem despre ce este vorba, pentru că știu și sunt sigur că mulți dintre cei care ne urmăresc nu mai știu sau nu știu detalii sau sunt uh, oarecum confuzi pentru că de-a lungul timpului Biserica Luterană ca și uh, istoric a luat diverse forme sau în multe țări are o anumită ramură, în România la fel mai multe ramuri. Deci fiecare, dacă stăm să ne uităm, fiecare are o părere proprie. și așa că haideți să lămurim și am început deja de data trecută să discutăm și am zis că facem partea a doua. Astăzi discutăm despre ceea ce uh, am rămas să discutăm și anume despre trei puncte. În primul rând despre uh, icoane, despre prezența icoane, cultul icoanelor în uh, Biserica Luterana. Apoi vorbim despre uh, uh, cinstirea morților, da, celor trecuți în veșnicie și despre sfinți putem să discutăm despre de mai multe și alte particularități și... pe care Biserica Luterană le are și prin care cred eu că se distinge foarte mult de restul familiei protestante La Domnului! Stimați prieteni, vreau să mai menționez un lucru important nu vreau să-l laud foarte tare pe Sorin dar vreau să spun că a făcut un efort special pentru a fi în seara aceasta împreună cu noi a venit de la Brașov cu trenul ca să fie în studiul nostru. Apreciem și lucrul acesta, nu e un lucru ușor. Întotdeauna lucrarea aceasta necesită șerfă și solind Domnul să se plătească pentru ceea ce ai făcut. Haideți să o luăm cu, cu începutul. Hai să vorbim puțin despre reprezentarea aceasta grafică a, a să spunem, a credinței. O găsim prezentă în multe confesiuni, vorbim despre icoane, vorbim despre uh, prezența lor în biserică și apoi să vedem până la urmă ce reprezintă icoana, uh, ce poate face un credincios, care este relația credinciosului cu icoana, cui se închină, cât de importantă este, da? Uh, Cătălin, în primul rând trebuie să pornim de la ideea că biserica luterană uh, este primul produs al reformei din secolul al XVI-lea și originile Bisericii Luterane sunt în Biserica Romano-Catolică. Martin Luther, reformatorul din secolul al XVI-lea, s-a născut uh, romano-catolic, s-a pregătit romano-catolic și a slujit ca preot romano-catolic până atunci când, descoperind învățăturile clare ale Evangheliei, uh, a protestat împotriva anumitor abuzuri întâlnite în Biserica Romano-Catolică, iar aceste proteste au continuat cu o adâncire a conflictului, să spunem așa, între Luther și Biserica Romano-Catolică. Conflict care s-a terminat în anul 1521 cu excomunicarea lui Luther și a celor care erau partizani ideilor lui, luând astfel naștere Biserica uh, Luterană. Așa cum am spus și în prima parte a acestui dialog, uh, Martin Luther și reformatorii luterani nu au căutat nicio clipă să dea naștere unei biserici noi, ci au căutat să reformeze pe baza scripturii biserica medievală deja existentă. De aceea ei au creat o biserică, să spunem așa, romano-catolică pe baza Evangheliei, o biserică catolică pe baza Evangheliei, dând la o parte acele învățături care contraziceau scriptura. Însă, bineînțeles că... Știm acum cu toții Faptul că în biserică există anumite practici uh, sau anumite învățături vis-a-vis uh, uh, în, -vis de care nu găsim niște referințe concrete în scriptură. Și atunci problema s-a pus întotdeauna ce se face cu aceste lucruri, mai ales chestiuni, de exemplu, privitoare la închinarea publică la cultul adus lui Dumnezeu. Iar icoanele în zona aceasta se încadrează cel puțin în ceea ce privește Biserica Luterană. Luteranii la capitolul acesta spun eu că sunt moderați și o să explic de ce. Dacă într-una dintre extreme avem Biserica Romano-Catolică și Bisericile Ortodoxe care folosesc icoanele, dar mai mult decât faptul că le folosesc, le -și aduc culta acestor icoane, le aduc adorația acestor icoane. Sigur că există foarte multe teorii, cum că de fapt nu icoana este adorată, ci că persoana aflată în spatele ei și că icoana este doar un fel de fereastră spre cer și așa mai departe. Iar în extrema cealaltă se află restul Bisericilor din familia protestantă, exceptând Biserica Luterană, care au uh, această atitudine de, uh, o numim noi, iconoclast, uh, adică uh, atitudinea lor este de scoatere afară din Biserica oricăror forme de icoane, pentru că <coughs> Conform înțelegerii acestor biserici, icoanele ar încălca porunca lui Dumnezeu care spune uh, în exod să nu-ți faci chipciopii nicio altă asemănare a lucrurilor care sunt în cer și pe pământ și să nu te închini lor. Porunca aceasta este uh, luată uh, în așa fel încât ei consideră uh, faptul că nici măcar nu ar trebui să ne facem niște reprezentări a lucrurilor care sunt în cer. Am spus uh, faptul că luteranii, biserica luterană este moderată la acest capitol, ea nu este nici iconodulă, așa cum sunt romano-catolici, respectiv ortodoxi, deci nu aducem cult icoanelor, nu ne închinăm icoanelor, nu aducem niciun fel de adorație icoanelor, oricare ar fi aceasta, dar pe de altă parte ne distanțăm și de iconoclaști și de restul familiei protestante. Spunem faptul că Biserica Luterană este o biserică Haideți să spunem așa, iconofilă, iubitoare de icoane. Foarte frumos spus. Uh, în sensul în care Biserica Luterană înțelege icoana ca fiind uh, așa numitul evanghelist mut. Icoanele sunt folosite și au fost folosite încă din secolul al XVI-lea în Biserica Luterană și apoi de către biserici Luterane Confesionale cu scopul de a predica Evanghelia în mod vizual. Uh, Evanghelia vine la noi în mai multe feluri învățăm Vine prin uh, citirea Cuvântului Sfânt, prin predicarea Cuvântului Sfânt, prin emisiunile, de exemplu, pe care tu le realizezi la Media și transmiți oamenilor uh, Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Însă ea vine, de exemplu, și prin uh, tablourile pe care le vedem în jurul nostru și care înfățișează diferite scene din viața Mântuitorului nostru sau din viața Sfinților. Pentru că scenele din viața Sfințului nu reprezintă altceva decât tot o lucrare făcută pentru Evanghelia Lui Hristos. Vine, de exemplu, și uh, sub uh, atingând simțul mirosului, spunem noi, de aceea în bisericile ulterane confesionale se folosește tămâia. Uh, spunem noi că mirosul tămâiei este mirosul Lui Hristos și folosirea tămâiei anunță că acela este un spațiu sacru în care Hristos este prezent. Bisericile luterane nu aduc închinare icoanelor, lucrul acesta trebuie știut, și bisericile luterane folosesc icoanele doar ca o artă bisericească care vine în sprijinul Evangheliei lui Hristos. Astfel, imaginile se completează cu mesajul predicării și cu restul actelor liturgice, astfel încât să transmită omului Evanghelia lui Hristos dătătoare de viață. Sigur că printre uh, telespectatorii noștri, cu siguranță, vor fi oameni care vor spune faptul că Scriptura spune clar să nu-ți faci aceste chipuri cioplite. Uh, adică se pare cumva porunca în două porunci. Una să nu-ți faci și a doua să nu te îngin. Noi credem că acea, uh, acel și aflat acolo ar trebui mai degrabă interpretat ca să nu te închin lor, să nu-ți faci chip ca să nu te închin lor. Iar uh, în, uh, în uh, favoarea noastră, să spunem așa, amintim faptul că, de exemplu, în tabernacol acolo uh, se afla chivotul legământului, iar deasupra chivotului legământului însuși Dumnezeu poruncește lui Moise să se facă uh, doi heruvim din aur care să fie plasați pe acel capac. Iar acei heruvim nu pot fi interpretați decât uh, prin faptul că ei erau niște reprezentări cioplite a unor uh, realități ființe, cerești, a unor religii cerești. cerești. Iar Porunca vine și spune să nu-ți faci chip sau altă asemenea lucruri care sunt în cer. Exact. Uh, apoi, uh, de asemenea, uh, tabernacolul era înconjurat de o pânză pe care tot Dumnezeu cere să fie gravat, să fie cusute, brodate, chipuri de heruvimi. Aceeași poveste, am putea să spunem că erau tot chipuri cioplite, reprezentări ale unor lucruri cerești. De asemenea, ne aducem aminte faptul că Dumnezeu însuși îi spune lui Moise să creeze șarpele de aramă în pustiu și pe care să le înalțe în vârful unei prăjini, astfel încât toți Evrei, mușcați de șerpi veninoși să fie mântuiți privind prin credință la, la acest șarpe de aramă. Iată că într-un fel cumva am putea să deducem că Dumnezeu contrazice propriile lui porunci. Însă noi credem că lucrul acesta e fals și cu astfel de înțelegere ar fi complet greșită. Dumnezeu nu ne cere să ne facem chipuri cioplite sau asemănări ale lucrurilor care sunt în cer și pe pământ, cu scopul de a ne închina lor. Pentru că dacă lucrurile ar sta atât de exigent, precum interpretează, de exemplu, unii frați din sfera neoprotestantă, ar însemna, de exemplu, să nu ne putem permite niciun fel de tablou. În casă, pentru că chiar și o, o floare o sau un copac este o reprezentare a unui lucru terestru. O fotografie. Sau o fotografie cu familia sau o fotografie. Uh, deci, trebuie să facem cumva uh, foarte fin, sau Biserica Luterană încearcă să facă foarte fin distinția între uzul uh, corect al icoanelor, vis-a-vis uh, -vis de uzul păcătos al icoanelor. Uh, faptul că unele biserici utilizează icoanele pentru a le aduce adorație, nu înseamnă că noi ar trebui să privim uh, icoanele ca pe un rău în bisericile noastre. Uh, uh, pentru că. În felul acesta, ar trebui să renunțăm la foarte multe lucruri doar pentru că ele sunt uzate în mod greșit de alte persoane. Exact. Scopul nostru nu este să dăm la o parte tot ceea ce alții uzează greșit, ci să găsim uzarea corectă a lucrului respectiv și să folosim lucrul respectiv pe mai departe așa cum el este interpretat în mod corect. Iar interpretarea. Știu foarte bine că în primele secole ale Bisericii a fost aceasta, de a transmite Evanghelia necunoscătorilor de slovă. Cei care nu puteau să citească uh, cartea, uh, înțelegeau uh, Evanghelia privind în, uh, în uh, imaginile Respective. Personal, mi se pare un lucru extraordinar. În momentul în care intri într-o biserică, practic, înțelegi toată O Sunt biserici care reprezintă inclusiv creația și uh, potopului Nou, deci cele mai importante da. momente ale istoriei omenirii, așa cum sunt ele uh, uh, reprezentate în Sfânta Scriptură. Pentru cei care nu știau să citească, care nici măcar nu puteau să înțeleagă. Doar uitându-se la imagini pentru ei știau că acolo este nașterea Domnului, că acolo este învierea, că acolo este, știu eu, Sfântul Petru sau știu eu cine mai este, astfel încât în mintea lor, Cuvântul Lui Dumnezeu avea un, o, o reprezentare. Da, era, icoanele vin, să zicem așa, într-un mod complementar predicării Evangheliei. Sigur că noi nu folosim niciodată icoanele în absența predicării Evangheliei, ci icoanele vin ca să completeze vizual Ceea ce noi predicăm în, în Biserica noastră, mai precis Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. De aceea, inclusiv uzarea crucifixului la gât se încadrează în, aceleași, în aceeași parametri. Eu nu por, de exemplu, crucifixul la gât ca pe un totem magic care mi-ar da cine știe ce puteri sau m-ar feri de lucrurile sau m-ar favoriza înaintea lui Dumnezeu ci portă crucifixul la gât doar ca pe un semn al identității mele uh, creștine, uh, arătând faptul că sunt un slujitor al lui Hristos. Dar nu îl sărut, nu mă rog lui și nu cred nicio clipă că prezența lui la gâtul meu mi-ar aduce un har special, așa cum noi luteranii confesionali nu avem icoane făcătoare de minuni sau icoane dătătoare de har și așa mai departe, ci ele, pur și ele spun simplu niște obiecte de artă, dar care exprimă Evanghelia. Uh, Sorin, fac o mică paranteză apropo de. am o să de har, dătătoare de. de uh, făcătoare de minuni. Și am mai văzut încă un singta, pe care se folosește de obicei, spune uh, sfințirea unei cuane. Atributul acesta desfințit, de sfânt, uh, se poate adăuga. A atribui unui cuvânt, unui, unui lucru, unui ceva? În sfânta... De exemplu, crucifixul vechi alălalt, îl poți spune că este un crucifix sfințit? Sau doar în, o reprezentare, într-adevăr, în... a... Da, e, în e... general vorbesc, stii? Acum, dacă ne uităm, de exemplu, în Vechiul Testament, vedem faptul că obiectele utilizate la templu din Ierusalim erau obiecte sfinte. Ele erau sfinte. De aici și vine. Chiar Dumnezeu cere lui Aaron și preoților de acolo să sfințească aceste obiecte, ele erau obiecte sfinte la templu. În consecință, dedicate, de dedicat. Dacă privim din perspectiva aceasta, putem spune că unele obiecte pot fi sfinte în condițiile în care ele sunt dedicate unor activități sfinte. Sfânt. Sfinite, Sfânt. cum Gândi este slujirea la... în templu sau slujirea în biserică, este o slujire sfântă pentru că, de exemplu, așa cum la templu la Tabernacol sau la templu din Ierusalim prezența lui Dumnezeu se manifesta și sfințea locul respectiv, așa considerăm și noi că prezența lui Dumnezeu se manifestă în biserica noastră la fel de fizic cum se manifesta și în templu și sfințește locul respectiv. Însă, eu personal nu, sau noi luteranii nu considerăm icoanele care având această valoare de sfințenie în ele însele, adică ca și când ele ar fi purtătoare și dătătoare a unui har care rezidă în sinea, în sinea lor. Pot să spun, de exemplu, că acest crucifix este sfânt în condițiile în care eu îl folosesc pentru... Slujirea exact. lui Dumnezeu Dar el nu conține Niciun fel de har și niciun fel de putere uh, În sinea lui Și la fel de bine pot să slujesc Să-l slujesc pe Dumnezeu Și ne purtându-l la gât Și purtându-l la gât și niciodată nu mă simt înstrăinat de identitatea mea, de exemplu, creștină, dacă îl uit acasă sau dacă nu îl porc la un moment Și chiar de dat. preot, până la urmă, tu ești preot, exact. inclusiv când ești îmbrăcat. Și cu... în absența da. crucifixului sau în absența inelului pastoral și așa mai departe, eu rămân în continuare păstor. Sigur că utilizarea anumitor elemente, de exemplu, vestimentare, cum e această reverendă pe care o porc, cum este inelul, cum este crucifixul, sunt folosite pentru a arăta pentru a transmite celor din jur faptul că eu am această autoritate, am fost investit de către biserică în această autoritate de slujire și sunt preot. Este echivalentul, de exemplu, să spunem așa, a faptului că un polițist poartă echipamentul de polițist cu șapcă în cap, cu vestă și așa mai departe. Sau un medic poartă halatul alb și așa mai departe. Lucrurile acestea vorbesc despre autoritatea sau despre identitatea omului respectiv în, 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 să zicem așa, misiunea pe care luare. Iar lucrurile acestea vorbesc despre mine că sunt preot și cam această misiune de slujire a lui Dumnezeu și de slujire aproape lui în chestiunile de natură spirituală. Observ și salut întoare care fel faptul că și în bisericile protestante au început să se poarte uh, colarul. colarul. Da, și chiar cămașa în care se închide la gât până, deci practic ca un semn al identității și autorității până la urmă cu care a fost investit pastorul respectiv pentru cei din jur în mod special pentru a recunoaște că de fapt stau în față conducător, Văd că foarte mulți adoptă și în chiar în bisericile baptiste. Da, e lucru pe care eu îl consider, să zicem așa, sănătos, pentru că Deși noi credem, luteranii, de exemplu, au adus această învățătură despre preoția tuturor credincioșilor, noi credem că în slujirea publică a bisericii, biserica cheamă anumite persoane care sunt înzestrate, care sunt educate, care sunt pregătite în acest domeniu și le investește cu autoritatea de a sluji cultul public al bisericii respective. Și în bisericile baptiste, care au asemenea bisericilor luterane acest concept al preoției tuturor credincioșilor, desigur că nu orice credincios din bancă se ridică și merge și predică, ci biserica investește anumite persoane pregătite la acest capitol ca să slujească Evanghelia prin predicare și acei oameni poartă denumirea de pastori. Iar ei se identifică din rândul mulțimii de credincioși, cel puțin în Biserica Luterană, prin diverse astfel de elemente vestimentare și așa mai departe. Ba vă domnule, mulțumesc, Sorin, foarte mult pentru explicații absolut normale. Sunt de acord cu tine și eu vă lucrez la fel și cred că și e normal să fie nici prea, nici la o stânga nici la dreapta, trebuie să fim adevărat iconofil, dar oameni care înțeleg și care Folosesc materiale acestea ajutătoare, pe care le folosim ca la o grupă de grădiniță, de școală. Adăugător. Da, unde arătăm tot felul de cărți cu desene pe care nimeni nu le condamnă ca fiind Dar Și în școlile duminicale se exact. văd foarte multe reprezentații. Exact, și, și în, în materiale, în multe edituri neoprotestante. Am văzut. Cost Biblia pentru copii, au exact, plină care este de plină de astfel de fotografii, dar care au, impact, au rolul de a susține mesajul transmis. Prin text. Copilului îi deci, rămâne în minte. Lucrurile acestea nu ar trebui să ne fie teamă să ne folosim de, de ele. Slavă Domnului! Uh, hai să trecem, dacă tot am vorbit de sfințenie, hai să vorbim puțin despre Sfinți. Persoanele acestea deosebite, chemate, puse deoparte de Dumnezeu, uh, care într-adevăr și-au uh, uh, dus o viață pe Pământul acesta uh, în slujba lui Dumnezeu, sub ascultarea lui Dumnezeu, de a și primit statutul acesta. Și care este relația noastră, sau care cum în Biserica Luterană, cam care este relația aceasta dintre uh, ceilalți credincioși și Sfinții care, clar, atum, știți cum e, știu, o vorbă foarte frumoasă, mă uit, inclusiv uh, venind de la biserică, din Biserica Ortodoxă, și că Biserica nu face Sfinți, Biserica doar recunoaște, pentru că Sfințenia este a omului respectiv, este recunoaștința uh, celorlalți față de viața pe care a trăit-o. Nu Biserica te sfințește, ci propria ta viață pe care reușești. Dar ceilalți îți recunosc, să spunem, statutul acesta ca și un ca și un merit, să zic, dacă putem vorbi de că sfințirea îi merit cuiva, e din partea lui Dumnezeu, harul acesta de a trăi o viață după 100% conectată cu el, dar totuși, cum ar trebui sau cum se raportează ceilalți credincioși față de sfinții de-a lungul istoriei. Cătălin, trebuie să pornim și în această discuție de la fundament, de la temelie. Fundamentul în Biserica Luterană, așa cum știu foarte bine că se întâmplă în marea majoritate a bisericilor protestante, este aceea că orice persoană care crede în Isus Hristos este sfânt chiar din timpul vieții. Pentru că noi, cei care ne ancorăm în reforma lui Martin Luther, în reforma luterană din secolul al XVI, învățăm faptul că sfințenia aceasta nu este un lucru care se naște în noi și care rezidă în noi, ci este o sfințenie extra noi, din afara noastră, străină de noi. Este, de fapt, imputarea sfințeniei lui Hristos pe care Dumnezeu o face în dreptul nostru în acest mare schimb care s-a realizat prin jertfa lui Hristos. Noi învățăm faptul că Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul uh, lui Dumnezeu, s-a întrupat, a venit în lumea noastră. Iată, suntem doar la câteva zile distanță de Crăciun, când am sărbătorit acest lucru. Suntem încă la uh, o singură zi distanță de Epifania Domnului nostru Iisus Hristos, în care bisericile luterane au celebrat, ca și bisericile romano catolice, uh, revelarea lui Iisus Hristos înaintea neamurilor. Duminica care ne stă în față vom celebra botezul Domnului. Toate acestea vorbesc despre întruparea lui și pe venirea lui în lumea noastră. Iar în marele schimb Isus, fiul lui Dumnezeu întrupat, a luat asupra lui toate păcatele noastre, dar a pus ceva în schimbul lor, a pus sfințenia lui. Ca atare noi învățăm că orice om crede în Isus Hristos, este sfințit de către Hristos în cadrul acestui mare schimb. Hristos ia păcatele lui asupra sa și pune în locul păcatelor acestui om sfințenia sa, sfințenia lui Hristos. Sigur, Uh, și în, în, uh, ținând cont de această explicație, am putea să spunem că orice credincios este un sfânt prin credință, nu prin faptele pe care le face, pentru că dacă ne uităm în viața multor sfinți, începând din Vechiul Testament și terminând cu cei mai recenți, să zicem, dintre ei, vedem că toți au avut în viața lor foarte multe probleme și de multe ori chiar ne mirăm cum am ajuns să-i considerăm niște sfinți. Îi considerăm sfinți datorită credinței și perseverenței lor, lor în credință, în ciuda unor fapte, am putea să spunem chiar regretabile multe dintre ele. Însă, trebuie să recunoaștem că din mare această masă de sfinți prin credința în Hristos, biserica comemorează anumite figuri proeminente ale creștinismului, adică anumiți bărbați, dar și anumite femei care... Au fost folosite de Dumnezeu într-un mod cu totul special în înaintarea Evangheliei, în predicarea Evangheliei lui Hristos, în apărarea Bisericii Creștine, mulți dintre ei. Și aici întâlnim foarte mulți dintre Sfinții Martii care și-au dat viața pentru credința lor, dar și a altor Sfinți, de exemplu, care s-au făcut cunoscuți în lume prin acte caritabile într-un devotament special față de oamenii săraci, față de, știu și eu, oameni bolnavi și așa mai departe. Așadar, în acest tablou al sfinților care sunt comemorați de către biserică, se încadrează anumite figuri importante din scriptură, dar și a bisericii post-apostolice. Acest lucru se întâmplă în special în biserica luterană. Problema majoră, este de fapt, răspunsul pe care probabil telespectatorii noștri îl caută este care este legătura între uh, comemorarea Sfinților și adorarea Sfinților. Pentru că, repet, și la capitolul acesta, biserica este împărțită exact în aceleași trei grupe. Bisericile romano-catolice și cele ortodoxe se află în prima grupă în care Sfinții nu sunt doar comemorați pentru a comemora, înseamnă a-ți aminti, a aduce în, din trecut, în prezent, faptele respectivului om și, cerceta, și, mă rog, înseamnă a ni le reaminti și a ne bucura de ele și a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu a făcut prin intermediul persoanei respective. Din păcate, în multe biserici creștine sau în marea majoritate a bisericilor creștine se practică invocarea sfinților în rugăciune, adică există rugăciune adresate acestor sfinți prin intermediul cărora acestor Sfinți li se cere să medieze la rândul lor înaintea lui Dumnezeu pentru persoana care face aceste rugăciune, pornind de la ideea că Sfântul respectiv este bine plăcut înaintea lui Dumnezeu datorită multiplelor lui virtuți creștine pe care le-a câștigat prin propriile lui fapte pe acest pământ și astfel, mediat de respectivul Sfânt, omul are mai multe șanse. La obținerea harului lui Dumnezeu. Biserica Luterană Confesională uh, neagă acest lucru, așa cum a negat și Reforma din secolul al XVI-lea, de aceea uh, noi considerăm că avem un singur Mântuitor, uh, un singur Mediator înaintea lui Dumnezeu, așa cum ne spune și uh, Epistola către Evrei, și doar acestuia îi înălțăm rugăciunile noastre. Deci, noi niciodată nu ne rugăm vreunui sfânt ca El să medieze înaintea lui Dumnezeu, cu toate că și aici confesiunea augustana din anul 1530 afirmă foarte clar în capitolul despre sfinți noi credem biserica Luterană Confesiunea, noi credem cu tăie că sfinții în ceruri se roagă pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Sfinții se roagă pentru noi înaintea lui Dumnezeu în cer, pentru că asta au făcut și cât au fost pe pământ. Dumnezeu însuși ne îndeamnă să ne rugăm unul pentru celălalt. Eu mă rog pentru tine, tu te rogi pentru comunitatea ta și așa mai departe. Și sfinții din ceruri, printre care se află și toți cei dragi nou plecați acolo, se roagă cu siguranță pentru noi, pentru că acest lucru l-au făcut și aici pe pământ. Dar faptul că ei se roagă pentru noi înaintea lui Dumnezeu, faptul că îngerii se roagă pentru noi înaintea lui Dumnezeu, nu înseamnă că noi trebuie să ne rugăm lor. Nu găsim în Scriptură niciun fel de poruncă să ne rugăm sfinților sau îngerilor și de asemenea nu găsim niciun fel de exemplu a cuiva care a făcut lucrul acesta, pentru că în Scriptură mai sunt și astfel de cazuri în care nu găsim poruncă, dar găsim exemplificat o anumită fapt, o anumită practică, deci nu găsim nici poruncă, nici exemplificare, și în al treilea rând nu găsim nici măcar motivația, care ar fi edificarea pentru Biserica noastră dacă lucrul acesta ar exista. Pentru că în momentul în care ne-am rugat Sfinților pentru medierea înaintea lui Dumnezeu, Biserica nu s-ar edifica, ci din contră ar cădea din credința că Domnul nostru Isus Hristos este singurul nostru mediator, singurul nostru mijlocitor înaintea lui Dumnezeu și atât timp cât avem un mijlocitor atât de mare, atât de important, însuși Dumnezeu este mijlocitorul nostru, nu vedem necesitatea de a ne ruga la lucruri mărunte în comparație cu el. De aceea Biserica Luterană Confesională practică ceea ce se numește comemorarea Sfinților. Comemorarea Sfinților din perspectiva noastră este foarte benefică bisericii. Din trei motive. Odată, ne amintim de ceea ce Dumnezeu însuși a făcut folosindu-se de oameni pentru înaintarea Evangheliei Lui. Deci când noi comemorăm, de exemplu, pe Sfântul Profe pe Sfântul Apostol Paul, pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, noi, mintea noastră este la glorificarea Lui Dumnezeu care a făcut lucruri mărețe prin acești oameni care au avut, la rândul lor, atâtea și atâtea slăbiciuni ca și noi. Al doilea lucru important pe care îl câștigă Biserica prin comemorarea Sfinților este faptul că ne întărim noi înșine în credința noastră. Pentru că venim și vedem, de exemplu, pe Moise cu atâtea slăbiciuni, pe Avram cu atâtea slăbiciuni. Pe Sfântul Apostol Paul cu atrasul, pe Petru, ce să mai vorbim, care l-a trădat pe Hristos de trei ori, și apoi s-a întors la Dumnezeu prin credință. Și Cristos l-a primit cu dragoste și l-a făcut chiar liderul Sfinților Apostoli. Ca atare, lucrul acesta este o mare încurajare pentru noi înșine. Ca să mergem mai departe prin credință, chiar și atunci când ajungem în diverse situații nefericite din punct de vedere spiritual. Iar al treilea lucru ne, care ne edifică este că încercăm în viața noastră, de fiecare zi, să replicăm sau să imităm virtuțile acestor Sfinți în ceea ce facem noi de zi cu zi. Încercăm să fim ca ei și iar mentor... toate aceste trei toate acești trei piloni uh, sunt valoroși pentru biserica noastră și duc la edificarea credinciosului uh, uh, întărirea lui în credință știi că uneori este greu să uh, să extragem poate dintr-o chiar din fânta scriptură anumite modele sau cineva trebuie să ne explice vorbesc de credinciosul de rând dar noi când îl vedem pe respectivul om sau citim viața Autobiografia unui om, povestea vieții unui om care a trăit pe pământ, inclusiv vorbim de Sfinții Părinți, da? Uh, și de, dacă ne de ducem la începutul creștinismului până în zilele noastre, omul întotdeauna caută să se uite la niște modele, la niște exemple, oameni care au mai trecut pe acolo. Și știi că de câte ori treci prin o situație în viață, încerci să vezi dacă cineva a mai trecut. sau Și asta, cu siguranță, o găsești și la acești oameni care sunt canonizați. E, uh, uh, într-o oarecare măsură, și în Biserica Catolică, și în Biserica, vorbim dacă de confesiune tradițională, și în Biserica Ortodoxă, și, într-adevăr, unii dintre ei, deși au avut probleme în viață, își merită locul, recunoștința, recunoașterea lor ca și oameni deosebiți, pentru că, într-adevăr, au fost niște modele, au trecut prin niște faze ale vieții și, până la urmă, cu Dumnezeu au fost biruitori. Exact și lucrul acesta căutăm și noi să uh, uh, odată să ne întărim credința privind la ei, văzând de exemplu un om ca Petru care l-a trădat pe Hristos și uh, cum a fost reabilitat de Cristos, uh, ne gândim de fiecare dată când cădem și noi în păcat și lucrul acesta din păcate se întâmplă atât de frecvent uh, că și noi prin credință în Hristos suntem rea reabilitați așa cum Petru a fost reabilitat și de asemenea privind la ei ne dăm seama că și noi putem să ne investim în lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă avem diverse slăbiciuni în viața noastră și chiar dacă alții observă și uh, pun înainte slăbiciunile noastre, putem și noi să spunem, da, uite, și uh, Paul a avut anumite slăbiciuni și Petru a avut slăbiciuni și Moise a avut slăbiciuni și atâția sfinți că au avut slăbiciunile lor, dar care crezând în promisiunea lui Dumnezeu și agățați de Dumnezeu, în ciuda defectelor lor, în ciuda numeroaselor momente dificile prin care au trecut, au dus mai departe lucrau care au avut să facă. Același lucru putem să spunem și despre sfinții uh, post-apostolici, inclusiv pe, despre reformatori, Absolut. atât de mulți. Dintre reformatorii au avut slăbiciuni regretabile unii dintre ei, dar totuși în ciuda acestor slăbiciuni, prin credință, au dus reforma și au dus misiunea la bun sfârșit. Și lucrul acesta trebuie să-l vedem și acesta este motivul pentru care biserica nu trebuie niciodată să piardă din vedere această comoară pe care o are, în ceea ce privește viața și activitatea Sfinților, și de aceea consider eu personal și Biserica noastră practic acest lucru, comemorarea Sfinților este benefică Bisericii. Sigur că este, devine periculos atunci când trecem de la comemorare la idolatrizarea lor, Adorare. să spunem așa, la adorarea lor, la rugăciunile adresate lor și așa mai departe. Acest lucru nu trebuie făcut. Așa e. Este și un verset cinstit pe mai mari voștri. Unii dintre ei au fost mai mari noștri de-a lungul istoriei și, într-adevăr, trebuie, trebuie să-i amintim. Uh, haide acum vorbim puțin și despre relația aceasta pe care Biserica o are cu cei trecuți în veșnicie. Cei, să zic, uh, morți, cum spunem noi în limbajul popular. Cei care au trecut dincolo și... Uh, cum vede? Pentru că, cel puțin în spatul acesta uh, Carpato Danubiano Pontic uh, există foarte multe tradiții, inclusiv în confesiunile majoritare, dacă mergi într-un sat altul, ai să vezi o grămadă de practici cu care foarte mulți preoți nu sunt de acord, foarte multe obiceiuri, foarte multe lucruri să spunem, introduce din păgânism în, 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 în creștinismul acesta, tot felul de lucruri și sunt, uh, inclusiv în Biserica Ortodoxă, preoți care au luat atitudine față de practicile acestea. Deci, acum am exprimat doar o, o extremă, dar sunt interesat și cu siguranță și telespectatorii ar vrea să știe cum vede Biserica Luterană confesională uh, problema aceasta a celor trecuți în veșnicie. Este un subiect, cred eu, cel puțin la fel de delicat ca și uh, problema Sfinților. Pentru că vedem faptul că în creștinism atenția acordată celor trecuți în veșnicie este una specială. Uh, ai spus foarte bine, bisericile majoritare, în tot spațiul creștin, acordă o atenție deosebită celor plecați dintre noi, prin uh, comemorări, prin pomeni, uh, alții. O întrebare critică, o întrebare de bază. După moartea unui om. După moartea lui. Vreau să știe telespectatorii asta. Crezi că se mai poate face ceva la schimbarea statutului? Cătălin, adică dacă este, asigurat... este, o, este o întrebare dificilă. Extrem de dificilă și o să spun de ce. Prima tentația noastră este evident să spunem în calitate de moștenitorii ai reformei din secolul XVI este să spunem nu, nu se mai schimbă nimic omul odată decedat ajunge înaintea lui Dumnezeu și acolo uh, destinul lui veșnic este decretat este declarat de Dumnezeu, cei care au crezut în Iisus Hristos, atenție cei care au crezut în Iisus Hristos să meargă în, uh, în, uh, în împărăția lui Dumnezeu cei care au respins mesajul Evangheliei să meargă în, uh, în uh, iadul veșnic Iadul veșnic să știi că nu va fi plin de oameni care au făcut fapte rele și iar va fi, fapte plin, va fi plin de oameni care au făcut numai fapte bune. Oameni care au făcut fapte rele și fapte bune vor fi și într-unul și în celălalt. Diferența o va face credința. Așa e. Tentația este să spunem că nu se schimbă nimic. Că lucrurile nu mai pot fi schimbate. Însă, Însă, realitatea este că și aici probabil că o, 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 să fiu foarte vulnerabil înaintea telespectatorilor. Realitatea este că nu știm cu siguranță cum stau lucrurile. Și o să-ți dau câteva exemple. Uh, la învierea Domnului nostru, la moartea Domnului nostru Iisus Hristos se spune că 500, Scriptura ne spune că 500 de uh, sfinți au înviat, nu? Uh, dacă nu mă înșel, poate în privința numărului. Uh, Lazăr a înviat din morți. Uh, fiul uh, văduvei din Sarepta, Sidonului, pe care a înviat din morți. Nu? Fiul văduvei din Air a fost înviat de către Domnul nostru Isus Hristos. Fica lui Iair a fost înviată de Domnul nostru Isus Hristos din morți. Lucrurile acestea au lăsat, de exemplu, lui Martin Luther și Luther, reformatorilor luterani din secolul XVI-lea, senzația că este posibil ca uneori lucrurile să nu fie fixate din momentul morții. Ca atare, tot în confesiunea augustană, luteranii spun faptul că nu este greșit să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei dragi nouă care au plecat de la noi prin moartea lor. Nu este greșit să ne rugăm ca Dumnezeu să-i așeze în împărăția Lui, ca Dumnezeu să aibă milă de ei, ca Dumnezeu să-i umple de dragostea Lui și așa mai departe. Asta este ceea ce spune confesiunea Augustan. Însă Martin Luther vine și spune că o astfel de rugăciune, nu ar trebui să fie o prioritate a creștinului. De fapt, mă rog, Filip Melancton spune în apologia confesiunii Augustane acest detaliu. Nu ar trebui să fie o prioritate pentru noi, așa cum, din păcate, trebuie să recunoaștem, Cătălin, că se întâmplă în bisericile romano-catolice, respectiv biserici ortodoxe, unde majoritatea covârșitoare a rugăciunilor înălțate îi privesc pe cei decedați și nu pe cei aflați în viață. De exemplu, spune Melancton în, în confesiunea augustană faptul că ar trebui să ne rugăm pentru cei dragi nouă plecați de Hristos o dată de două ori, după care încrezându-ne în iubirea Tatălui nostru Ceresc, să-i lăsăm pe aceștia în harul lui și în dragostea lui ci să ne continuăm viața noastră pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o să o trăim în continuare pe pământ. Deci rugăciunile adresate, mă rog, rugăciunile adresate lui Dumnezeu pentru cei morți reprezintă un aspect, respectiv rugăciunile adresate morților reprezintă un aspect complet diferit. Noi nu suntem de acord cu rugăciunile adresate celor decedați, așa cum nu suntem de acord cu rugăciunile adresate sfinților, da? Dar al ruga pe Dumnezeu și ai, iar în bisericile luterane confesionale, cel puțin în mod liturgic, la sfârșitul rugăciunii generale a bisericii care se face la fiecare liturgie, există două pasaje, mă rog, intru intr un mic detaliu și la litanie, dar și la rugăciunea bisericii în care noi spunem în felul următor că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți aceia dragi nouă și pentru care sunt acum la masa Domnului nostru Isus Hristos, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a făcut prin intermediul loc, cum ar fi prin intermediul părinților noștri, prin intermediul bunicilor noștri care au contribuit la creșterea noastră, la educarea noastră, la viața noastră, îi mulțumim pentru aceste lucruri și că îl rugăm să aibă grijă de sufletele acestora și să ne dea și nouă înțelepciune și credință, astfel încât atunci când timpul nostru va sosi, să ne alăturăm lor în împărăția lui Dumnezeu. O astfel de rugăciune în favoarea, în favoarea care îi amintește pe cei decedați, nu o considerăm nicio clipă ca fiind o încălcare a, a Scripturii. Iar biserica știm bine că a a avut întotdeauna în vedere pe cei trecuți la Domnul încă din primele ei clipe de viață. De exemplu, citim faptul că Sfântul Diacon Ștefan, primul martir al bisericii, a fost plâns și tânguit multă vreme de către creștinii din Ierusalim. Doamne, domnule Sorin, ne mulțumesc foarte mult și pentru această explicație. E de discutat aici, pentru că subiectul acesta La toate capitolele, <laughs> sunt convins că sunt foarte multe discuții, și la fiecare capitol, și cu privire la icoane, și cu privire la crucifix, și cu privire la vestimentația clericală, și la arhitectura bisericii cu altar sau fără altar. Cu la toate lucrurile acestea, sigur că probabil vom găsi numeroși oameni care vor spune că tot ceea ce eu am exprimat în această emisiune este greșit sau nebiblic. Însă, eu am fost invitat în emisiune să spun cum se raportează Biserica pe care o reprezint la aceste lucruri. Absolut. Și Biserica așa se raportează, că anumite persoane le consideră greșite, n-au decât să practice lucrurile altfel. Absolut, de cum absolut. Facem Subiectul noi. nostru era Biserica Luterană între bare și am făcut da, două da. ediții tocmai a, a, pentru a afla care uh, sunt crezurile da, care și, uh, sunt specifice. De asemenea, telespectatorii noștri uh, trebuie tot timpul să aibă în vedere faptul că biserica luterană este uh, o biserică adânc înrădăcinată rădăcin în uh, uh, tradiția romano-catolică. De aceea uh, foarte mulți sunt dispuși să spună faptul că semănăm mult mai mult cu romano catolici decât cu restul familiei protestante, ceea ce este adevărat. însă trebuie să afirmă în seara aceasta faptul că biserica luterană confesională se distinge de biserica romano-catolică și se distinge de bisericile ortodoxe în toate acele aspecte în care seamănă cu ele. E, e interesant asta. Deci toată de asta a fost nevoie de emisiunea asta, a fost nevoie de de prezentarea aceasta pe care ai făcut-o, pentru ca oamenii să înțeleagă foarte bine. Puteam să mergem mai mult detaliu, să vedem care sunt diferențele majore între Biserica Luterană Confesională și alte, deci mai ai menționat Augusta și, bineînțeles, vreau să spun și că tu întotdeauna mi-ai explicat lucrul acesta că este și aici, ca și în Bisericile Baptiste, ca și în alte biserici, direcții diferite, cel puțin da. la nivel de la nivel de, să spunem, de linie teologică. Da. Unele mai liberale, altele sunt mai conservatoare. Și Nu numai, n-aș nu numai, merge numai spre direcția aceasta liberală. Însă trebuie să știm, de exemplu, faptul că uh, foarte uh, mulți luterani nu au rămas uh, coagulați în jurul. Învățăturilor luterane din secolul XVI, și foarte mulți dintre ei au adoptat învățături calviniste, de exemplu, Calvin și teologia lui a influențat o bună parte din bisericile luterane. Apoi au venit uh, uh, mișcările anabaptiste, mișcarea anabaptistă, apoi au venit uh, de exemplu puritanii cu teologia lor și așa mai departe. Toate aceste uh, elemente și nu mai vorbesc de exemplu despre uh, binecunoscuta uh, despre mișcarea pietistă. E mișcarea pietistă născută în rândul bisericilor uh, luterane care a fost radical influențat și de calvinism și de puritanism și de anabaptiști și așa mai departe, lucru care a făcut ca uh, bisericile luterane să nu prea mai semene unele cu celelalte. Uh, Biserica luterană confesională se distinge de această familie a bisericilor luterane odată prin faptul că se uh, detașează de bisericile care au adoptat teologia liberală da? uh, și în consecință Spunem noi că nu doar că s-au înstrăinat de valorile luterane, dar multe dintre ele s-au înstrăinat, din păcate, și de valorile creștine, practicând astfel astăzi tot felul de abominații, dar nu mai într în detaliu, nici nu vreau să spun ceva rău cu privire la ele. Dar Biserica Luterană Confesională se distinge și de această familie a bisericilor luterane. Cu uh, influențe pietiste, bisericile luterane cu influențe pietiste fiind mult mai apropiate, de exemplu, de uh, bisericile baptiste pentecostale creștine după Evanghelie, decât suntem noi, luteranii confesionali. luteranii confesionali, am ales să rămânem strict la învățătura pe care Martin Luther și reformatorii din secolul al XVI-lea au predat-o, iar termenul acesta de confesional vine de la faptul că noi ne raportăm. La uh, modul în care credința luterană a fost sumarizată în uh, confesiunile de credință luterană din secolul al XVI-lea. Sorin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în seara aceasta. Ca de obicei, a fost încântare să stau de vorbă cu tine, să te ascult, să, uh, să avurez aceste explicații. E prima dată și pentru mine când aud uh, de-a lungul a două emisiuni uh, aceste, toate aceste, să spunem, diferențe explicate și așa, pe înțelesul tuturor. Îți mulțumesc mult și mă rog anul acesta să fie o binecuvântare pentru tine în lucrarea pe care o faci, acolo unde Dumnezeu te-a așezat și, bineînțeles, te aștept din nou în studio, avem multe de discutat împreună și anul acesta. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te păzească. Mulțumesc mult, Domnul, să fie cu voi. Dumnezeu, prieteni, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumesc că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!